Banca Transilvania, lovituri Ferresnet pentru Ioan Niculae. Decizia băncii după ce omul de afaceri i-a achitat o datorie fabuloasă. Banca Transilvania a scos la licitație aeronava de lux marca Hawker 900X pe omului de afaceri Ioan Niculae, deoarece acționarul Interagro are o datorie în valoare de peste 5 milioane de dolari la banc, informează ziarul financiar. Licitația va începe de la suma de 5.178.000 de dolari, însă data la care va avea loc aceasta nu a fost stabilit. Potrivit anunțului băncii, aeronava marca Hawker 900X pe cu seria H0182 este fabricat în anul 2011, are o capacitate de zbor la mare altitudine, subliniere o autonomie de zbor pe o rază de până la 5.463 de kilometri. Configurația interioară este de 8 pasageri, un pilot, un copilot subliniere și un cabin crew. Dotările aeronavei sunt specific asigurate pentru segmentul călătorilor de tip business. Numărul de ore de zbor efectuate, 2.250 subliniere i 17.000 din totalul de 6.000 de ore recomandate până la revizia generală, se arată în anunțul publicat de BT. Dezvăluirea casei, de ce nu a revocat-o Klaus Iohannis pe Laura Codruca Kövesi, a graciat-o. Aeronava este înregistrat în România, dar a operat zboruri în întreaga Europa, având o autonomie de zbor de 2.850 de mile nautice, se mai arată în anunț. Banca Transilvania a anuncat că în prezent aeronava se află în Germania, la sediul Bechkraft Berlin Aviation GmbH. Omul de afaceri Ioan Niculae a înființat compania Interagro în 1994 împreună cu un partener britanic. Interagro este unul dintre cele mai mari grupuri cu capital românesc. În 2016 grupul avea o cifră de afaceri de 17.487. $322 subliniere i 53 de salariați, potrivit ultimelor date de pe furnizate de Ministerul de Finance.